Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă prezint niște noutăți cu, de data asta, din domeniul altfel decât mașinile de stradă. După cum vedeți, vorbim de un utilaj forestier aici în prima parte și aici am un set agricol, adică mai exact un tractor și un utilaj, nu știu exact de irigare sau de prășirea pământului. Aici arată mai exact și părțile componente. Și cam cum arată desfăcut în toată splendoarea lui. Deci, cum vedeți, e pe un teren arabil și ară, nu știu, să vedem când desfac mai exact. Probabil acolo sunt niște mici săpălici care intră în pământ și ară pământul. Nu știu exact astea ce îs, dacă irigă sau nu, dar dacă tot sunt aici, am să desfac prima dată acest set. Deci vorbim de un tractor de la Klas Xerion. Tractorul ăsta practic îl mai am și de la Majoret, dar nu în combinația asta, poate că o să fac și o comparație. Însă ce m-a atras mult e pe de o parte că nu am tractorul ăsta de la Sicu Plus, faptul că e combinat cu un utilaj, părerea mea, destul de complex și așa ceva nu cred că am mai avut vreodată de la niciun alt brand. Chiar sunt curios să văd cum arată. Deci vă reamintesc cam așa arată în realitate un tractor care trage un astfel de utilaj pe un teren agricol, arabil. Și cum arată desfăcut, deci se poate și plia, după cum vedeți acum e pliat. Așa se poate încăpea, dar se desface așa și ulterior e tras de tractor pe terenurile astea arabile. Și acum, cine cunoaște și alte limbi decât românește, vorbim aici de engleză, de germană, puteți să vedeți niște date tehnice, să spun așa, legat de acest utilaj. Am să las un pic așa ca să se vadă în cadru. Nefiind de profesie, nu pot să vă dau mai multe informații, eu pur și simplu sunt doar un colecționar, însă mă atrag foarte mult astfel de utilaje agricole și în general utilajele, nu numai tractoare, dar și utilaje, ați văzut că am luat și niște combine. Acum aici ce aș putea să remarc, în primul rând că sunt roz de cauciuc, plus striațiile astea exact ca în realitate, pentru că la tractoare e mai simplu, doar striați așa în formă de V și într-adevăr nu se poate da jos, dar dacă observați, eu las urme cu unghia în cauciuc, ori dacă ar fi fost plastic nu s-ar vedea, deci mă credeți pe cuvânt, e cauciuc. Ce e metal aici e partea asta cu verde, deci și aici în spate, plus partea asta de la motor. În rest, plastic, inclusiv cabina. Bineînțeles, la Sicu, în general, tractoarele sunt fără geam, dar ăsta fiind un model mai premium, zic eu, și după preț, dar și după aspect. Pentru că cele obișnuite la 25 de lei, 20-25 de lei, depinde de modelul tractorului, sunt cu roți și de plastic, plus cabina nu are geamuri. Ori aici avem o cabină cu geamuri și cam așa arată din față. De fapt, am să-l pun aici în contrast cu peretele ăsta alb, se vede mai clar. Așa. Să pun din mai multe poziții. Și din spate.
Și aici se văd niște proeminențe de, pe post de stopuri. Și ce îmi place iarăși mult că dacă așa e modelul cu țeava asta de eșapament, de evacuare a gazelor, aici, acolo au pus-o. Și în final e un plus de detaliu care mă bucură. Acum, dacă mă întrebați, setul ăsta a fost undeva la 75 de lei, dar cumva tractorul în sine le estimez undeva la 40 de lei, exact ca și combina aceea pe care am luat-o. Cum vedeți, deci cam așa arată. Class, ăsta iarăși e un brand internațional de tractoare și nu numai, de utilaje agricole. Au inclusiv combine. Dacă binevoiește să focalizeze. Da, acum se vede. Am să încerc să mă apropiu cât pot ca să se vadă. Class Xerion 5000. Și acum revin înapoi aici la utilajul ăsta, destul de complex, zic eu. După cum vedeți, cam așa arată, deci se desface. Nu știu exact unde arată instrucțiunile aici. Deci apare așa și se desface așa, deci aia înseamnă că voi împinge partea asta, deci grad de libertate de 90 de grade. Inclusiv astea, brațele astea laterale se deschid tot la 90 de grade. De fapt, astea se poate și în față, deci mai mult de 90, 180 aproape. Astea, nu știu dacă și în realitate există așa ceva, dar aici apare practic doar așa ca un elastic de susținere. Foarte interesant. Am să-l pun și ăsta pe masă. Deci, practic, asta e jos. Exact cum arată aici. Și cu părțile astea ascuțite, practic, taie pământul. Deci cumva îl ară, mă gândesc, și pregătește însămânțarea, cred, nu știu. Aici iarăși sunt niște greble care curăță pământul, nu știu, de burieni sau de alte resturi, cred. Nu știu exact, îmi cer scuze, nu sunt specialist, dar judecând după asta ar părea că însămânțează pământul, adică îl ară și îl însămânțează cu ceva. E, probabil aici e, văd că se dă jos chestia asta, deci aici e containerul în care se pun poate semințe de ceva. Plus, vedeți roțile astea, atât în față cât și în spate, toate astea, roțile astea sunt de cauciuc, foarte tare. Deci mie mi se pare un utilaj foarte complex și mă bucură faptul că pot găsi așa ceva la o scară atât de mică. Vorbim aici, vedeți, e o scară 1.87, deci asta înseamnă că utilajele astea sunt foarte mari. De aceea micșorează cumva scara la 1.87, că și tirurile, în general, fiind niște obiecte foarte mari în realitate, atunci scadă scara la 1.87, 1.87 fiind practic cea mai mică scară posibilă la nivel de machete, deci nu cred că este sub 1.87. Dacă cumva știți de vreun brand care oferă, puteți să lăsați în comentarii, care oferă machete sub scara asta, deci la 1.90 și ceva.
Dar mă îndoiesc, eu n-am mai auzit decât asta 1.7, deci asta înseamnă că utilajele în realitate sunt mari și ca să arate la nivelul celorlalte machete au micșorat și la maximul posibil scara și cam așa arată deci utilajul. Aici, în mod normal, ar trebui să se prindă în spate. N-am să insist că cred că intră destul de greu și nu vreau să rup cârligul ăla. Am să pun deoparte și ambalajul. Deci cam așa arată utilajul. Repet, asta se mișcă chiar 180 de grade. Astea se ridică și când sunt pe pământ se lasă în jos. Foarte tare, o privire și de sus. Foarte interesant. Sincer, chiar dacă a fost mai scump și a meritat banii, pentru că mi se pare o chestie complexă și totuși realizată cu atâtea detalii la scara asta, mie mi se pare ceva extraordinar. Plus, tractorul ăsta iarăși arată bine, faptul că e premium, adică cauciucuri și are și geamuri de jur împrejur, exact ca la majoret, e un plus. La majoret nu sunt roți de cauciuc, atâta că au geamuri tractoarele. Deci cam asta a fost acest tractor și utilajul lui. Și acum, aici vedeți aici încă o dată despre ce e vorba și cum arată și cum ar trebui să fie și în realitate. Ok, și a mai rămas acest utilaj de la John Deere Harvester, deci un utilaj forestier, care, după câte văd, manipulează buștenii. Dar, interesant, n-am mai văzut la niciun alt brand chestii de genul ăsta, așa că l-am luat și pe ăsta, undeva la 35 de lei. Tot utilajul. Să vedem dacă are rost de cauciuc. În mod normal, un astfel de utilaj nu prea are rost de cauciuc, dar în schimb, după cum vedeți, are un grad de libertate, sunt două brațe care se mișcă, asta e în 270 de grade, plus cupa asta iarăși pare un o sferă acolo mică de plastic care se învârte în toate direcțiile, deci un 360 și aici, după cum vedeți, e o formă cilindrică, practic aici cred că intră câte un buștean pe care îl manipulează și am să-l pun și pe ăsta pe masă, undeva mai în spate, deci cam așa arată. Punând așa mâna pe el, pot să vă spun că e plastic. Deci cred că se vede. Chiar dacă fac cu unghia, nu rămâne. Deci e plastic la roți. Însă ce mă atrage la John Deere e combinația asta coloristică, nu știu, și în realitate atât de bine strălucește vopseaua pe toate utilajele, încât întorc capul după ele, foarte plăcut așa la privit. Aici metal este și partea asta de susținere, ce vedeți cu negru, vedeți că e un negru lucios. Aici partea asta plus partea asta e metal, dar e prins de bază care e plastic. Și cabina, bineînțeles, asta cred că se vede că e un verde spălăcit, nu e așa de lucios, e plastic.
Și după cum v-am spus, dacă nu e premium, nu are geamuri. Vedeți că aici bate vântul, deci nu are geamuri de jur împrejurul cabinei. Ce e interesant e gradul ăsta de libertate. Are trei brațe până la urmă, cupa, brațul 1 și brațul 2, deci trei articulații până la urmă și trei chestii mobile. Și asta îi oferă un aspect interesant. Așa, să încercăm să luăm și un buștean și să îl pur și simplu să forțez, așa. Deci s-a băgat în locașul acela cilindric și acum practic vedeți, manipulează un buștean care merge și îl duce undeva într-un depozit sau ceva de genul. Foarte interesant. Și din spate, lateral și din fața. Ok, cei care sunt în domeniu sau au părinți sau cunoscuți care lucrează cu astfel de utilaje, probabil știu mai multe. Eu sunt doar colecționar și, repet, am o înclinație și spre astfel de machete foarte interesante și deocamdată SICU are o gamă destul de variată în domeniul ăsta, așa că mă bucur că am parte de ele. După cum ați văzut, nu știu dacă scrie aici. Ăsta cred că e la scara. Nu știu dacă scrie. Ar trebui să scrie și scara. Da, păcat că nu scrie scara. Nu știu exact la ce scară. 1,55 poate. E scara asta. Și acum am să merg la raft. Am să merg prima dată cu asta, cu ocazia asta. Cei care nu mi-au văzut colecția, o să o vadă aici. Deci aici e raftul cu utilaje agricole, tractoare și alte chestii mai utilitare. După cum vedeți, am și de construcții câteva. Și ăsta e John Deere, deci de la John Deere mai am și ăsta, utilajul ăsta, plus combine și câteva tractoare. Aici am față astea trei, le arăt așa de sus. Deci am să pun aici și utilajul ăsta. Clas am aici, deci aici o să pun, am două tractoare și o combină mai mică. Aici am să aduc, deci, tractorul și am să-l pun aici, așa, și am făcut loc și la utilaj, așa că am să pun utilajul aici, dar cred că o să-l ridic totuși. Așa, să fie mai, să am mai mult loc. O să-l pun așa. Deci cam asta e pe partea de utilaje și mașini utilitare. Vedeți, am mai multe tractoare în special. Dar am început să iau și, mai ales dacă e la set, mi se pare rentabil să iau atât tractorul cât și un alt utilaj. Am văzut că sunt și utilaje separat, dar mai puține și nu mi se pare atrăgător să iau strict numai utilajul. Are așa parcă mai mult farmec când îl văd alături de un tractor.
Însă sunt deschis și la astfel de utilaje. Foarte interesant și eu, repet, mă atrag astfel de chestii. Deci cam asta pe partea de noutăți agricole și utilaje de la SICU. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, numai bine!